Salutare, prieteni! Haideți să facem o incursiune în trecut și să povestim puțin despre Nintendo Game Boy, o consolă portabilă din anul 1989. Atunci s-a lansat Game Boy-ul. Game Boy Classic este prima consolă de acest gen. La vremea respectivă nu a fost ceva wow din punct de vedere al tehnologiei de sub capotă, erau console mai performante, doar că erau extrem de scumpe. Ori această consolă, în anul lansării, costa 90 de dolari și venea cu destul de multe jocuri, venea cu o librărie de jocuri mare, foarte mare, jocuri fan și pentru zilele actuale. Și, na, dat fiind că foloseau tehnologie ceva mai veche, mai ieftină, au permis să ofere acest pachet la un super preț, 90 de dolari. Multă lume nu știe, însă acest joc, Tetris, care apropo e făcut de un rus la începutul anilor 80 și este pe vremea Războiului Rece singurul produs software exportat de mama Rusie, Rusia Sovietică. Acest joc Tetris a dus la popularizarea și la succesul Game Boy-ului. Tetris venea cu această consolă, sau mai bine zis, această consolă venea cu Tetris livrat și credeți-mă, e o plăcere să te joci Tetris. Deci să-i dăm și drumul pentru cei care se jucau Tetris în anii 90 pe alte console, nu neapărat pe Nintendo. O să vă facă plăcere să auziți melodia. Da, cum ziceam, Tetris-ul a avut un foarte mare rol în popularizarea acestei console. Cât despre consolă, a fost gândită să reziste. Deci, pe cuvântul meu, cred că la vremea respectivă, cuvântul obsolescență nu exista în dicționar, sau cel puțin în dicționarele japonezilor. De menționat, părintele Game Boy-ului, Gunpei Yokoi, a lucrat la consolă și a gândit-o din anii 86 și inclusiv în anii 70 a făcut o consolă care se chema Game Watch, ceva de genul ăsta, dar mult mai arhaică. Rezistă. Făcută să reziste această consolă. Un plastic extraordinar, foarte rezistent. Cred că s-au gândit la orice. Închipuiți-vă, consola asta are, cum ziceam, aproape 30 de ani. Și a fost deosebită. N-am cuvinte să o descriu. Nu se compară cu nimic din ce găsim astăzi pe piață, dar a fost wow. Pentru anii respectivi a fost într-adevăr ceva wow. Comenzile sunt simple, săge sus, jos, stânga-dreapta, niște butoane, select, start și un ecran alb-verde, așa au venit la început, un ecran LCD alb-verde, neiluminat din spate și asta înseamnă că pe întuneric nu poți să te joci. Evident că pasionații au găsit soluții și l-au modat. E interesant, trebuie să te orientezi cu el tot timpul așa la lumină ca să vezi ce te joci aici. Ce avea deosebit la vremea respectivă, avea o rozetă cu care controlezi contrastul. Buton de volum. Ăsta e un port ca să conectezi consola la alte console și te joci la dublu. Jack 3,5 mm. S-a dus și ăsta săracul. Aici e un port de alimentare. Să opresc. Butonul de pornire-oprire care are o șmecherie drăguță și blochează cartușul înăuntru. Ce e fain la Nintendo
Apropo, Nintendo a fost o companie care făcea jucării până să intre în, pe piața de console. Asta e Game Boy Color, a apărut la 9 ani distanță, adică ăsta a apărut în 89 și ăsta a apărut în 98. Vedeți, de-a lungul timpului le-au făcut mai mici, mai elegante, dar ecranul a rămas de aceeași formă și mărime. Atât tot că ăsta e color, din păcate și ăsta n-a iluminat. Ăsta are un procesor de 8 MHz, adică dublu față de ăsta de 4 MHz. Și un port de infraroșu. Ca fapt divers, Game Boy-ul a ajuns în spațiu. A fost prima consolă portabilă care a ajuns în spațiu și a fost jucată, tot de un rus. Și da, tot cu un joc rusesc, Tetris. O consolă fan care își merită locul în cultura pop și mai mult ca sigur imaginea asta o să o regăsiți în zilele noastre pe tricouri, pe puse de telefoane, peste tot. Făcut să reziste, făcut extraordinar. Apropo, în muzeul Game Boy, trebuie să dăm drumul și la alt joc, în muzeul Game Boy din New York e un Game Boy care a supraviețuit războiului din Irak. Fun fact, a supraviețuit unui bombardament, totul este ars, toată carcasa s-a topit, e așa crisp, neagră, dar jocul funcționează în continuare și e pus acolo la display, să dau drumul la joc. Ce am vrut să zic, iarăși foarte interesant, ci de la Nintendo au avut de câștigat prin faptul că cartușele cu jocuri erau compatibile de la o generație mai veche la o generație mai nouă. Gen, puteai să te joci cu un cartuș, cu un joc apărut în 89-90 la un Game Boy Color sau Game Boy Advance chiar. Așa arată. Da. Ce fac mai negru. Asta e jocul Spider-Man. Mă uitam la desenele cu Spider-Man în anii 92. În zilele noastre, așa o consolă pe eBay se vinde cu 50 de dolari. Așa că dacă aveți, nu le dați ieftin. Pe la noi prin țară se vând cu undeva 150 de lei. Jocurile sunt scumpe și la noi în țară și pe dincolo. Undeva la 40 de lei, 9 euro, să zicem 10 euro jocul. Și pentru cei care sunt mega pasionați de jocuri retro, se pot modifica big time, se poate pune un ecran LCD modern. Și evident, dacă ești șmecher, cum a făcut un gagiu acum câțiva ani, a montat un Raspberry Pi în această carcasă uriașă, gigantică. Apropo de carcasă, e ergonomică și e fine feeling-ul, adică, pe bune, nu poți să te pui cu feeling-ul care ți-l oferă o consolă de sine stătătoare comparativ cu un ecran touchscreen de la telefon. Calitate japoneză, filozofie tot așa japoneză. Merită de avut în casă și de dat copiilor să joace. Mai bine.